Salut! Vreau să vă arăt astăzi cum am făcut curat în turmele de căprioare, de mule deer și white-tailed deer. Cerb catâr, cred că e traducerea, și căprioare cu coadă albă, dacă nu greșesc. Oricum, o să încerc să fac o serie prin care arăt cum fac curat în turmele astea, dar videoclipuri scurte, adică arăt în ce zone turma și ce aleg din ea. Și apoi o să trec peste câțiva ani în joc, o să dau să doarmă peste câteva zile, în așa fel încât să treacă câțiva ani în joc și să vedem ce efecte au avut pe turmele astea. O să fie un fel de jurnal pentru jocul ăsta, pentru că în felul ăsta o să reușesc să știu în care zone am avut trofee pe care ar trebui să le urmăresc să le iau, adică de 4 stele, unde știu că am luat de o stea și erau deja de 2 stele adulții. O să fie mai ușor pentru colecta trofeele acelea de 4-5 stele. Da, hai să vedem. Eram aici după mult deer. Nu eram hotărât pe care să o iau. Cred că încerc să o chem. Da. Speram să pot să-i fac o poză, dar n-am reușit să-l aduc prea aproape, dacă mi-aduc bine aminte. Nu reușesc să-l aduc aproape. Vine? Ah, care doarme, s-a trezit. Ah, nu, că nu doarme, aveam impresia că doarme. Da, vine. E atent. Trebuie să mă dau mai într-o parte, nu am poziție aici. Da. N-am poziție. Îl iau. Oh, a căzut imediat ăsta. L-am rezolvat. Rapid. Cred că are fitness-ul sub 50%, la cum are coarnele. Pentru cât e el matur, are sub 50%, nu? Matur, da, bă, are sub 50%, am avut dreptate. Cu coarnele așa mici, fiind matur, da. Trebuia să le iau și pe ăsta de acolo. Aici deja reușisem să le sperii, sunt white tail deer, căprioare cu coadă albă. Cer cu coadă albă, care ar fi traducerea corectă la el. Mi se pare că aici mi-a părut rău că era de 80%. Era de 80% cu coarnele. Îl iau. Din prima. Da, s-a culcat și ăsta rapid. Vulpea. Și acum... Hai să vedem cum îl aveam pe ăsta. Era peste 80%. Știu că luasem unul de 80% și îmi păruse rău de el. Nu mă, 65, ăsta e bine. Ziceam că poate îl mai las pe ăla fiind de 80%, dar merge. Până la urmă, matur, dacă e de 2-3 stele, n-ar rost să-l mai lași. Aici muldirea, iar o căprioară de o stea. Ia uite ce de trofee am aici. Matur de o stea, ăsta n-are ce să caute în turmă, strică toată turma. Mi se pare că nu l-am luat rapid peste. Da, nu a căzut. A, dar a băgat capul în pământ, e clar, cade și ăsta. Dar la o distanță mai mare, probabil. Da, mult mai mare față de unde am tras în el. Cât să aibă, mă, la matur de o stea? 30% fitness-ul? Să fie de 30% fitness-ul? Probabil. Din cauza asta nu a crescut el. Ia zinem. Plămânul. Și are fitness-ul de 48. A, sub 50%, mă. Deci undeva la sub 60-70% ajunge la o stea când e matur. Acum depinde și de câți ani e de acolo. A, aici mi-amintesc că eram foarte aproape de el. Îl chemasem și începuse să urce ușor în sus. Face un sunet ciudat când ești foarte aproape de el. Apare, mă? Uite-l. Matură ăsta, mă, ăsta e, mi se pare, de 80%. Ia, că s-aude un sunet. Că e speriat și e foarte aproape de mine. Zice, mă? Uite. Uf.
Ați auzit sunetul? Face un sunet când ești foarte aproape de el. Am văzut de fiecare dată când mă apropii de ele și sunt speriate. Asta e de 80%. Nu? Cred că mi-am amintesc bine, parcă asta era. Cu fitness-ul de 80%. Dar n-avea rost să-l mai las. Sunt curios după ce reușesc să curăț mai multe turme, să trec peste câțiva ani. Nu mă, 62, nu e ăsta. Nu e ăsta. A, e ăla de 3 stele, e unul de 3 stele, mi-am amintesc. Care are fitness-ul de 80%. Pe aici nu eram hotărât din nou pe ce să pun arma în care să trag. Am încercat eu să-i aduc mai aproape prin chemătoare, dar de multe ori nu veneau. A, răspuns din prima asta. White-tail deer. Ăsta moare mai repede, adică la maturitate durează mai puțin până moare. Față de mult deer, deci cu ăștia trebuie să iei mai rapid. Ia, s-a culcat imediat. Da. Curățenie și în turma asta. Da, mă, și vreau să fac curat în ele și apoi să traversez așa, să dorm peste o săptămână, două. Să treacă câțiva ani peste turme, să văd apoi ce efect au avut curățeniile astea peste turme. Aici de 4 stele, am zis că las pe ăla de 4 stele și îl curăț pe ăsta de 100. Turma asta ar trebui să mai verific din când în când, să vedem ce iese. Nici pe ăsta nu l-am luat rapid, nu cade. Ba da, mă, s-a culcat repede. Probabil ambii plămânii i-am luat, sau puțin din inimă. Dar nu, că inima cade imediat. Plămânii, probabil, am luat pe amândoi. Ia uite cum arată. A, inima, am luat și inima. Am mai făcut el câțiva pași după ce am luat inima. Matur de ostea. White tail deer. Căprioare cu coadă albă, nu? Cer cu coadă albă, care mă traducerea? Trebuie să verific traducerile. Bă, aici mă bucuram că am dat teleportare și am ajuns exact lângă turmă. Aveam două turme aici. Două turme de căprioare. Una chiar în fața mea, se și aud mersul lor. Auziți, nu? Da, eram foarte aproape de ele și nu știam pe care o să o iau. Am una matură de ostea, dar mi se pare că m-am hotărât să iau din aia de sus. Dacă mi-am amintesc bine. Am văzut ceva mai bun în partea de sus. A, de fapt, cred că tot ostea. Matură de ostea, dar am avut poate poziție mai bună. Nu, mă, astea sunt alea. Am două aici de 3 stele. Nu, dar stai că da. Am unul matură de ostea, pe ăla de ostea trebuie să iau. Pe ăsta le iau, sigur. Nu? Parcă doarme? Nu, aia e femeia, mai la dreapta. De boba la dreapta, unde eram? Ăsta, pe ăsta le iau. Am și poziția perfectă. Le iau pe ăsta pentru că am în turmă deja un adult de 2 stele și un matur de 3 stele, parcă am văzut. Și da, îl curăț pe ăsta rapid, matur de 1 stea, n-are ce să fac acolo. Ce s-a culcat și ăsta? Rapid! Aveam? Fitness-ul mare la el? Imposibil, n-ai cum să ai fitness-ul mare la el. Ăsta e reboot. Să vedem, 30%, bă, 31%, o stea. Ce să mai faci cu asta? La fazan s-a cunoscut imediat că am făcut curățenie în ei, când n-am mai avut timp, pentru că erau mulți de... Uite, bă, 4 stele iar în turma asta. Și pe care le iau? Iau unul de o stea și de aici? Ăștia tinerii o să se facă bine de tot ăștia. Adultul de o stea, posibil pe ăla să-l iau. Adultul de o stea, dar asta avea șansă să crească mai mult. Dar probabil pe ăla de o stea îl iau. Adultul de o stea. Dacă n-are două stele... A, uite, m-am matur de două stele. Pe ăsta maturul iau. Aș fi luat adultul de o stea dacă nu aveam un matur. Inferior în stele. Ah, ăsta s-a tras foarte urât. S-a dus departe. Foarte departe. O să apare că am umblat ceva timp după el. Cred că 10 minute din joc
sau 15 minute, cât arată durata vânătorii. Plămânul drept. S-a plimbat asta cu plămânul. Cât arată, mă? 64% finesul, da. Durata la vânătoare, 12 minute, uite, am stat ceva timp pe el. O, și aici era distanță mare, dar mi-era teamă că nu mai găsesc o poziție atât de bună și am zis, bă, trag sau nu trag, asta e, vedem ce iese. Dar le-am luat. Am reușit să-l iau. Am un matur de 2 stele. Un adult 2 stele. Ce mai aveam pe aici? Ce am decis să iau? Matură de 2 stele? Nu cred. Matură de 2 stele să-l fi luat? E mult dire, s-ar putea să ajungă la 3 stele sau 4. Posibil să-l fi luat pe ăsta. Da, dacă m-am oprit cu urmăritul, pe ăsta l-am luat. Matur de 2 stele, cred că are 60% finesul. Sau poate chiar mai puțin. Îl luăm pe ăsta ca să crească el la mai mari. Băi, da, am reușit să-l iau bine, mă. Nu-mi iese mereu treaba asta, dar și când îmi iese satisfacția că a căzut în primă. Are, mă, 60% finesul? E mare, e mare. Are 60% și ficat i-am luat. Overview? 80%, mă, ăsta e ăla, bă, e stat la final. De 2 stele. 80%. Deci asta posibil să fi influențat cum au crescut ceilalți. O să vedem în timp ce o să se întâmple cu turmele astea. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!